Șoltrile, Valea Doftanei, ziua în amiaza mare. Nu vezi nici țipenie de om pe ulițe, nici măcar prin curți. Abia mai trece câte o căruță pe drumul principal. În rest, liniște. Coronavirusul ține oamenii în case cu masca pe față. Doamna Maria are 88 de ani și iese doar cât să-și ia o pâine. Musai cu declarația la ea. A ajuns coronavirusul aici la dumneavoastră în sat? Nu. Am văzut că purtați mască. Purtați în fiecare zi? Dar nu ies pe poartă fără masă. Vă simțiți mai în siguranță așa? Păi da, da, suntem bătrâni și știm, așa e legea, așa facem. Nea Dodălea, cei 65 de ani ai săi, e convins că nu ajunge coronavirusul la el în sat. Chiar dacă ajunge, uite cum se protejează. Aproape un litru de țuică de prune pe zi și multă muncă în curte la aer curat. Noi ne tratăm. Cum vă tratați? Cu țuică fiartă de prună naturală și vă rog, vă invit pe toți care aveți simptome să veniți la șotrile. Câtă țuică să bem pe zi? Eu beau 800 de grame pe noapte, fiartă și cu piper. Și aia e cel mai bun medicament. Crâșmele din sat sunt pustii, așa că sătenii și-au câte o ladă de bere pe care o beau acasă cu familia, nu la birt până în crucea nopții. Sunt mai retrași de când a apărut coronavirusul, iar când văd un străin pe ulițe, îi întorc repede spatele și intră în curții.